Și patul ăsta e pentru când lucrezi mai mult, ha? Cu subalternele. E. Nu mă, nu ți-am zis, e camera unei colege. Cât renovez eu biroul, lucrez aici la ea. Aha, lucrez la ea. Hai mă, că tot gagii care ai rămas tu mie, spui? Gata, șeful, haideți că trebuie să... Bă, nu ți-am zis că te anunț eu când termin? Ieși afară de aici, ieși! Auzi mă, dar asta cine e? Băiatul de servici vrea să facă curățenie pe aici. Dai, lasă-l. Ia zi-mi, la ce film mai lucrezi tu? Bă, fii atent, acum lucrez la Legionarul partea a doua. Cu echipa americană, știi cum sunt aia, mă? Beton, beton! Mamă, americanii fac filme cu legionari? Da? Cu Semaca, cu Paraipan, cu ea. Mă, George, mă, n-are mă nicio legătură nici cu Semaca, nici cu Paraipan. E cu Jean-Claude Van Damme, mă, când e în Legiunea Străină. E Jean-Claude Van Damme aici? Nu, mă, nu, nu e. Că încă n-am terminat distribuția, n-am găsit personajul negativ, asta e. Nu l-am găsit. Dar cum trebuie să fie? Păi, fii atent, trebuie să aibă o față de prost și să știe nițel karate, mă, m-ai înțeles? De-aia care ne vin la casting au numai fețe de killer. Asta e. Gata, șef, haideți, că a trecut și sfertul ăla academic, haideți! Mă, ce ți-am zis eu? Mă, ce ți-am zis eu? Vă dăm! Ordona, șeful, probleme, ceva? Ia-l pe ăsta de aici, că m-a terminat psihic. Mișcă-mă. Da-i camera mea! Ia mâna după mine, satrapule! Aha, o punem rezistență, nu? Hua! Îi mai da, bestie! Ăsta e, mă, George, mă, ăsta e! Șoferul meu? A, și-l cheamă Van Damme, ca pe al tău. Cât vrei să-ți dau? Ca să mi-l dai două săptămâni la filmare, ha? Bă, tu te-ai dilit? Păi tu, Dita, mai producătorul, n-ai șofer? Uleu! Nu ca șofer, mă, George, mă! Nu ca șofer, mă! Vreau să-mi joace personajul ăla negativ, hai, mă! Mă, tu-ți bagi joc de mine! Dacă vin mine cu contractul, mi-l dai? Mă, tu vorbești serios? Van Damme! Ia vină-mi cu amă! Gata, șeful! L-am anesteziat! 2 ore nu vă mai deranjează! Îți dau 50.000 de euro prin virament, 10.000 în buzunarul tău, hă? Ce zici? Băi, scoală de patru eu că te crap! O fi inconștient, șeful. Păi crezi eu că e inconștient dacă și-a pus mizeria asta de trup pe blândețea asta de pat. Scoală, mă, când îți zic, auzi? Șeful, nu mai dați, nu vedeți că nu mișcă? Dar eu simți ce e, nu mișcă, dar îl trezesc, că ai tu grijă. Scoală, mă, măgară, scoală, dacă te nebunesc. Scoală! Domn sergent, nu vă mai chinuiți, că e knockout, l-am anesteziat eu. Păi și toamă în patul meu te-ai găsit să-l pui, mă, domn Pitocule, că te nemuresc! Domn Sergiu, nu mai dați ca ordonat șeful să nu se atingă nimeni de mine, că altfel vă rupe pe toți! Ce auzi, bă, la el, ordonat șeful să se atingă, că te nemuresc, mă, că te... Ce de praf aveți, șeful, dar de unde veni? Vă pomeniți că vă faceți altă vilă! Uite așa vă inosiți tinerețile, șeful, pe șantii! Să trăiți! Se întâmplă mai aici. Șeful, eu încercam să explic lui domn sergent că dumneavoastră ați ordonat să nu se atingă nimeni de mine. Dar nu bagă la cap deloc și mă bate. De ce, mă? De ce, mă? Eu știu. Bă, din momentul de față nu se mai atinge nimeni de Van Damme. Cea mai mică rană, dacă o face, sunteți morți. Dar de ce, șeful, are sida? Mă, dar are sida gogoașă. Eu joc într-un super film, tântălăule. Cu tizul meu, Van Damme. Și n-am voie să-mi stric lucrul, că altfel îți dădeam un cap în gură de erai la podea. Hai, șeful, faceți mișto, ce n-ai mai joacă ăsta în film? Karatist, că sunt maestru la fazele astea. Dacă vă zic cât câștig, leșinați. Van Damme, e confidențial. 50.000 de euro. Cât? 50.000. Da, vezi? De asta ți-am spus că suma e confidențială. Mișcă și odihnește-te, că mâine ai zi grea. Pleacă de aici.
Vreau să mulțumesc în primul rând mie pentru că m-am născut. Că dacă nu m-aș fi născut, nu aș fi fost aici să vă mulțumesc dumneavoastră, să mulțumesc muncitorilor din fabrici, țăranilor de pe ogoare, celor care se ocupă cu curățenia străzilor. Pentru că dacă nu ar fi ei, nu am respirat acest aer minunat. Vreau să mulțumesc gâzelor care gâzie primăvara. Mulțumesc câinilor vagabonzi, deoarece m-au ajutat să mă antrenez. Mulțumesc patriei care se compune din varză, brazdă, mânz, mazăre, viezure. Vreau să mulțumesc tuturor. V-ați așteptat să câștigați? Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că mi-ați pus această întrebare și dacă nu mi-o puneați, nu aveam cum să vă mulțumesc. Bineînțeles că mă așteptam să câștig, doar sunt un tip plin de calități, nu? Și atunci cum se face că n-ai avansat deloc în grad? Mai dă-l naibii, nici nu știu ce vezi la ăsta. Mulțumesc patriei care se compune din varză, brazdă, mânz, mazăre, viezure. Vreau să mulțumesc tuturor. Dar totuși nu se poate să nu aveți o feblețe. Bineînțeles că am, dar din păcate ea iubește pe altcineva. Vedeți, dumneavoastră, așa este viața. Cine este? O brunetă focoasă, locuiește la noi în unitate. Emma o cheamă. Și dacă îmi permiteți, ei aș vrea să-i dedic acest premiu. Mi-ar fi plăcut să fie aici alături de mine. Ghinion, martalogule, e alături de mine. Iubitule, 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 am venit, iubitule. Ma?
cine-i tipul, George? E, Costello Donuts. Zici și zeul sexului. Și poate să o facă așa 3 ore într-una? Și 5 ore poate să o facă. Dar cum e un pic obosit, că a avut și instrucție de dimineață. Îi dau 2 milioane de euro pe film și 10% ție numai de mii. Excelent, bravo. Mâine, la prima oră pe platouri, o să trimit mașina să tea. Mai ușor, șefu. Taci, mă, să pară veridic. Vă agitați degeaba, băi, eu deja am semnat. Ieșiți, mă, odată afară de aici. Ok, ne vedem mâine pe platou și ai grijă să nu pățești ceva, da? Mersi. Șefu, acum că am intrat și eu în elita marilor actori, bănuiesc că m-a avansat și pe mine, da? Doar nu mă duc acolo pe platouri fără nimic pe umeri. Te avansezi, mă, relaxează-te. Du-te la magazie să-ți dea tresele de rezervă lui Mârlanu. Sergent? Vezi ce generos sunt? Hai, șefu, ce naiba, eu vă bag în buzunar 10.000 de euro și dumneavoastră mă faceți un amărât de sergent? Vandame, nu sări calul. Nu-l săr, șefu, că nici nu știu să călăresc. Dacă nu mă faceți măcar locotenent, eu nu mai filmez nimic. Ce vreți să râdă ăia la Oscar de mine? Mă, tu ai nebunit? Ce Oscar, mă? Premiile Oscar, șefu. Că eu o să le câștig pe toate. Pe mine visele nu mă înșeală niciodată. Deci, locotenent sau renunț la filmări? E vorba de 50.000 de euro, mă. Dacă mă ajutați să punem mâna pe ei, vă fac parte și vouă. Vă umplu de bani. Eu nu mai pot, șefu, că m-ați rupt. Nici eu. Și oricum cred că e prea târziu, că deja a semnat Van Damme contractul, nu? Ce contează că a semnat, bă, tâmpitule? Dacă găsești un caratism mai bun decât Van Damme, îl scui pe afară ca pe mazea stricată. Adinaurea n-a apucat să mă vadă pe mine, cum mă desfășor eu cu mișcările mele de felină, că dacă vedea un secund, a doi semna contractul cu mine. Da, că mâine dimineață îi facem noi o demonstrație, nu? Dacă pot să mai dau jos din pat. Eu nu mă bag, ca să știți. Nici eu nu m-aș băga, că nu vreau să-mi apară vânătăi pe casetă. Ce casetă, Gugoașă? Am spus casetă? Ce prost. Voiam să spun carpetă. Că eu și cu Arian avem niște jocuri și mâine jucăm Aladin și covorul fermecat. Deci nu mă ajutați niciunul. Bun. Dacă de-i lua banii, sau vă prind pe vreunul că vă apropiați de mine să cereți o paracioară, că vă nebunesc. Stai, mă, iubi, nu acum. Iubi, stai, ba, că da. Sunt rupt, m-a terminat sergentul. Da? Și pe Gogoașe cum de m-a terminat, dragă? Că e cu Ariana acum. Nu știu, dragă, dar uite, îți promit că recuperăm mâine. Auzi? Cum ți se pare Costello Donuts? Cine e ăsta? Eu. E numele meu de scenă. Bine. Bine? Ce? Ce, tu ai impresia că eu nu o să ajung vedetă? Ba, nu. Cum să n-ajung? Sigur că o să ajung. Auzi, dar dacă îmi cere producătorul să dau o probă pentru film, mă ajuți? Normal. Serios? Bineînțeles. Yes. Ok. Ușor, bestie. Aoleu. Că ne rupi. Bă,
Pas alergător la sala de seminar, că vă așteaptă șeful. Aoleu, ce ne doare, nu putem. Treaba voastră, bă. Am auzit că ala de la film, care are un rol pentru voi și nu se hotărăște pe care să aleagă. Ce rol? Date! 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 Date, mă! Date, mă! Ce șef face cu nuclearul? Nu, bă, ăla de la cinematografie, ci care are un rol pentru voi și nu se hotărăște pe care să-l aleagă. Ha, și pierd eu... Să-mi semneze șeful biletul de voie și vin. Perfect. Domn producător, cine te-a luat de aici? Pe mine m-a luat! Du-te de aici! Domn producător, pe mine m-a luat! Eu sunt caporal și am o uzină de mușchi aici! Uitați-vă! Eu nu sunt caporal! Luați-vă pe mine! Pe mine! Eu nici măcar nu sunt chelios, da? Ba nu! Domnul producător, ăștia au mâinile și picioarele rupte! Luați-mă pe mine, că sunt forță! Stau eu mâini rupte acum! Luați-mă pe mine, vă rog eu! În rol, vă rog eu! Ce rol, mă? Ce? Din film! Ce? Păi nu mai am niciun rol, mă. Păi și atunci nu, de cine a zis sergentul că... Da! Un rol pe sexy, așa? Că am și partener. Să știți că suntem mai tari decât Tito Steel și Jasmine. Momentan, nu. Da, am putea să dăm o probă. Poate se investe ceva mai târziu. Suntem buni. Ce e aici, mă? Marș pe sectorii mei dacă mă calc în picioare. Vreți să trec? Marș pe sectorii, ce mai stați? Mișcă, ciorete, ți-ar capăra. Mișcă. Dacă omul e bun, mâine ai bani. Salut. Rie pe aici. Ați văzut șeful ce a zis omul? Dacă sunt bun, vă dă banii. Dar eu nu prea am cum să fiu bun, știți? Măi, Vandame, uite, îți promit că până te întorci de la filmări, o să te avansezi direct caporal. Măcar sergent. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Acum că iar ne-a rupt sergentul, nici mai pot să mă mișc. Stai. Nu, a? Dar gogoașe poate. Cum naiba? Păi, eu știu, probabil e mai rezistent că l-am călit noi în timp. Da? Da. Păi știi ce fac? Mă duc la el să-mi rezolve problema. Da, nu am chef să mi se urce hormonii la cap. Stai! Ce faci, iubii? Foarte bine, Costelo. Foarte bine. Dacă au ceva, te sunt, bine? Nu uita să vii cu amândouă. Cu amândouă. Ok. Bye-bye. Yes! Cine e ăsta? Producătorul de film, iubii. Nu ți-a spus că dăm o probă? Adică ne-a filmat? Păi nebunit de tot? Păi de ce dragă? Foarte bine că ne-am filmat! Am spus că visele mele nu mă înșeală! Yes! Norocicle, te omor! De ce dragă? Stai, iubirea, de ce dai? N-a fost vorba că mă ajuți? Nu te-am întrebat și ai spus că... No, rolul e al meu, clar! Trebuie doar să aprofundez lovitura asta, dar nu mi-e clar cum... Ce face șefuț? Ia-mă! Iau, dar ce? Luați-le, că n-am... De ce mi le luați, șefuț? Nu mi le luați! Ca să ți le curăți de praf, mă, mărlane! Ah,
Ca să le curățați, domnule. Și pe urmă mi le aduceți, nu? Îi dau 2 milioane de euro pe film și ție 10%. Numai dă-mi. E un voyeurist care se uită pe fereastră. Să văd până unde poate merge cu perversitatea asta. Oh, yeah. Hai.